În vederea prevenirii unui incident asemănător celui din București, Prefectura, ISU și Primăria Municipiului Suceava, precum și celelalte primării din județ, vor forma comisii mixte în vederea verificării autorizațiilor tuturor cluburilor și restaurantelor din municipiu, dar și din județ. Șeful Inspectoratului de Situații de Urgență Suceava, Ion Burlui, a spus că astfel de controle au fost făcute încă de acum 2 săptămâni, în urma cărora 2 localuri din municipiu au primit sancțiuni. Cei care nu vor fi în regulă din punct de vedere al autorizațiilor de la ISU pot primi sancțiuni de până la 20.000 de lei. Pornind la proiectul care se face în sine, proiect care se avizează de către, atât de către instituții de specialitate, cât și de către autoritățile publice locale, astfel încât după care se ajunge, se pune în exploatare, trebuie urmărit dacă într-adevăr sunt respectate condițiile pentru care a fost emis avizul și autorizația de securitate la incendiu. Pentru că chiar și o construcție care beneficiază de autorizație de securitate la incendiu, dacă nu este exploatată în condiții corespunzătoare și se aduc modificări vis-a-vis de fluxul de activități, de materialele care se manipulează, se prelucrează, vis-a-vis de număr de utilizatori, automat ieși din cadrul pentru care a fost avizată respectiva activitate, respectivul spațiu. La fel vreau să vă spun că am demarat deja o activitate la nivelul inspectoratului de a invita să participăm la o discuție, la o masă rotundă, ca să spun, cu cărțile pe masă, cu documente, cu legislația pe masă, atât noi, cât și proiectanții, cât și verificatorii de proiecte și, în ultimul rând, vrem să chemăm și în materie de pionierat, să spun așa, ghilimele de rigoare, operatorii de materiale pirotehnice, care avem noi în baza de date, pentru a veni încă o dată, să face încă o dată un apel vis-a-vis de utilizarea acestora. Prefectul județului a spus că dorește ca aceste controle să înceapă cât mai curând, chiar din această săptămână, pentru a preveni și evita un posibil accident asemănător celui din București. Ne-am propus ca astăzi, 2 noiembrie 2015, să purtăm și să avem, să fim vizibili, să fim transparenți și să avem o bună comunicare pe zona gestionării evenimentului tragic din București. Instituția prefectului, începând de sâmbătă, s-a implicat și acum, pe lângă mesajul de la această tragedie de condoleanțe pentru cei apropiați celor dispăruți, am inițiat și demersul de întărirea disciplinei și de a contribui ca în viitor să nu avem evenimente, să nu avem evenimente în primul rând în județul Suceava și în Bucovina. Am făcut pași mici, încercăm să facem și pași mai mari. Astăzi am avut în sediu Palatului Administrativ, în sediu instituției prefectului, o ședință operativă cu un număr de 7 instituții. Am considerat că prin ordinea prefectului este necesar să facem verificări ample asupra potențialelor activități care se regăsesc în zona similară acestui eveniment. De mâine vom încerca să intrăm pe zona municipiului Suceava pe astfel de obiective și activități care au un grad de risc ridicat prin ceea ce s-a întâmplat la București. Astfel, prefectul Sucevei Constantin Harasim a cerut primarilor din județ să centralizeze toate barurile, cinematografele, restaurantele și cluburile în vederea derulării controalelor.